Ia, Victoria, că ia să te văd, Victoria. Ia, vin aici, Victoria, să rămână. Bun venit la noi, Victoria, să rămână. Ia să vezi litera cum face diferența? Asta e. În concursul ăsta? Ne mai blocăm. Ce faci, Victoria? Se întâmplă la alții, nu la tine. Nu la mine. Ce faci, Victoria? Cu ce te ocupi? Cu creșterea copiilor și a nepoților și a strănepoților. Doamne iartă-mă, dar câți? Câți sunt? 8 nepoți și 9 strănepoți. Cel mai mic strănepot, 2 luni. 9 strănepoți? Da. Și 8 nepoți? Asta e avere. Asta Bro. Este, da. Așa-i? Sunt fericită. Asta rămâne. Alelalte toate să duc, da, se prăbu. Da. Ce interesant. Mă uit pe... Mă uit pe cartea ta de vizită, n-am știut asta. Mă uit pe cartea ta de vizită, zău? Acum aflu. Ia stai, n-am știut asta. Stai să sun. Nu cred. A, nepotul meu. E nepotul tău, Adrian? Da, eu și mama lui suntem verișoare din frații. Deci, cred că s-a culcat la ora asta. E nepotul tău, Adrian? Da, 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 bunicul lui și tatăl meu, frații. Ești pe speaker, Adriane, și filmezi. Iartă-mă, nu ți-am zis că te sun. Domnul Dan. Păi, stai că vorbisem cu altceva. Adi. Sunt băiatul lui Adi, nu sunt Adi ăla mare. Ăla mic, ăla mare doarme, așa. Înseamnă că e nepot. E nepot. Da. Salută-l pe tata. Vă pupăm. Poate îl întâlnesc vreodată în emisiune, că n-am făcut niciodată emisiune cu el. Aoleu. Bine, vă îmbrățișez pe toți, salutare! Vă pupăm, vă pupăm, vă pupăm! Ce tare, bravo! Deci nu știam de asta, 9 strănepoți. Da. Hai să-i dăm drumul jocului. Victoria, haideți. Sunt curios tare, ce e în mintea unei bunici cu 9 strănepoți? Sunt foarte fericită. Copii, că tot vorbeam, copiii neascultători care au deschis ușa lupului în poveste. Ia să te văd, yes. Victoria. Dar știi regulamentul? Yes. 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 Yes, Victoria. Capra cu 3. Yes, corect. Câți ani ai, Victoria? Iartă-mă că ne putem domnim, ne vorbim, da. Câți ani ai? Acum în decembrie 64. 64. Fii atentă. Fruct citric verde utilizat la prepararea cocktailurilor. Înainte, pe vremea lui Ceaușescu, așa ceva nici nu știam că există. Kiwi. Kiwi. Vitamina C, are multă vitamina C în mojito, în cum le zice, seamănă ca lămâia, dar nu-i galbenă. Seamănă cu lămâia, dar nu-i galbenă, e verde. Lămâia aia verde. Limo. Cum? Sau lemo. Le zice într-un fel, le găsești la magazin acum, la supermarketuri. Seamănă cu lămâia. Fructul ăla verde, exact ca lămâia, un pic mai mic, dar nu e, lămâie galben, ăsta e... Lime ăsta. Da. Lime. Cine știa de lime ăsta? Știa? Toată lumea? Da. Bă, ia uite-mă ăștia la cel 20 mai bun de ani. La băuturi. Cum, Vlăduț? Cel mai bun. Da. Cu cola merge. Și ce mai trebuie lângă. Da. Vlăduț, 22, da? Da. Ia întreabă tu pe Victoria, care are 64, cât de mult lime era când avea ea 22 de ani în magazin. Mult. Auzisem, așa ceva. Așa-i? Nu. A apărut acum, mai nou. A apărut recent, da. De asta ți-am și zis că e un cuvânt de care nu cred că... Bun, lasă-l. Hai unul mai vechi, 5 litere, unul mai vechi, Victoria. Loc destinat schimburilor comerciale. Schimb, îți dau o literă. Da. Îți dau o literă? O literă. Literă, da. E târgul ăla cu tarabe, cu prăvălii, cu de toate. Bazar. Ăsta e! A venit și zâul ăla bun acolo. Și zâul bun. Pensionară, Victoria, da? Pensionară, da. În perioada, da, asta. Da. S-o luăm încet. S-o luăm încet, ca toți oamenii maturi. A mări ritmul pentru o rezolvare mai rapidă. A mări, o literă? A mări ritmul, adică a... A grăbi. O joacă bine. O joacă bine de tot. Profesore, cât, Florin? 4.000 câți bani? 4.200, parcă, nu? Puh.
600 de lei. În definiție, Victoria, vin cu un englezism. În definiție. Vedem. Hai să încercăm. Hai să încercăm. Dar e tare frumos. E tare frumos asta. Bodyguards spirituali. Puh, ce frumos e. Literă. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab, tu fă-mă tare. Cum i-ai învățat pe nepoții tăi? Cum începe? Cum începe? Eu sunt mic, ai 9 nepoți, 9 strănepoți. Îngeri. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, nu pe copii? Da, îngeraș, da. Îngerașul meu. Bun, 1300 avem. Îți dau o culoare care tot acum, în ultima vreme, se vorbește despre ea, dar când erai copil, așa ceva, combinația între roz și magenta. Magenta, ia stai să iau telefonul să-ți arăt o magenta, cum Dumnezeu arată magenta. Combinația asta între roz și magenta. M-A-G-N-T-A. Dau eu să caut să văd. Trece timpul. Ia literă? Așa, uite aici. Zice că așa arată, asta e un fel de mage, știi? Deci combinația asta e o derivație. Literă. Îi zice tot mai nou așa, tot în perioada asta. Culoarea asta e mai nouă așa. După o floare roz e numită ea. Îi zice culori într-un fel. Literă. Hai încă o literă. Roz. Fucsia. 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 Vlad, te-ai născut cu fucsia, nu? Adică ai auzit de culoarea, da, asta. Da, normal. Victoria, nu prea era, nu? Nu? Se vorbea de fucsia? Știam. Da? Știam. Și magenta e culoare nouă. Exact. Magenta, da. Dar o aveai? Da. A luat cineva fucsia asta? Andreea? Da. Bravo. Bun. 700 de lei, 7 litere. Bucureșteancă, Victoria? Din comuna Petrechioaia. Lângă București, foarte aproape. Aproape de București. Că vorbeam, subdiviziunea unui oraș mai mare sau a unei localități. Subdiviziunea. Cu că îi zice într-un fel. Literă? Zona aia rezidențială, care are multe blocuri, care are multe magazine, care are multe... Ia uite. Stai mă să găsesc eu câteva. Literă. Când vine să spun de la mine, din Timișoara, în Fratelia, unde... unde? Stai în Primăverii? Stai în unde? Nu, nu, în drumul Taberei? Sat, nu, în sat. Păi te-am întrebat adineori, dar m-am gândit că ceva. Ai stat vreodată în drumul Taberei? Nu. Nu. Mai ziceți-mi de aici, din București, mai zicem țin câteva. Cartier. Cartierul, Victoria, că de asta încercam să te duc la cartiere din București. Mi-am dat seama. Cartiere. Cam târziu, dar mi-am dat seama. Bun. Cartiere. 2000 de lei, ce nu-mi place, e timpul. Da. Adică, hai un pic să ne concentrăm pe timp. Mai ales acum, când vine o dedicație, parcă e cu dedicație definiția asta. Nu există bunicuță să nu știe, care a fost lucrată cu ajutorul unor tehnici de cusut. Literă. Cămașa e realizată cu ajutorul unor forme literă vechi de textile. Cămașa e cămașă de un anume fel. E cămașă. N-am eu la mine, n-acum. Literă. Vezi la goblenuri, la mileuri, la... Na, e Victoria, ăsta chiar e un cuvânt mai de mult, așa. Literă. Lucrată cu acul, coața la mașina de cusut. Brodată. Brodată. Asta nu mai era nou. Și croșetez și... Da. Asta chiar. Dar nu brodez. Asta nu era. Da. Asta nu era fucsia, asta nu era laimul. Stăm bine, 2300. Victoria. Furnizori de credite care nu plătesc impozit. Interesant asta. Literă. Oamenii care practic o activitate ilegală. Îți literă. Uită-te și la mine un pic, dar e ilegal să... E ilegal, ei dau. Literă. Dau, dar statul nu-i de acord. Profită de aia care au probleme financiare. Cămătari. Bravo. Bravo. 2800. Cam greu de aici. Victoria. Care s-a întâmplat sau a venit tot așa pe logică mai devreme decât era așteptat?
Literă. Câți copii ai? Copii am trei. Trei, opt nepoți, nouă strănepoți. Am zis bine? Da. O fi vreunul... Literă? O... Nouă strănepoți. Literă. O fi apărut vreunul înainte de momentul anticipat? O fi apărut vreunul din ăștia nouă înainte de momentul anticipat? Nu, literă. Tu spui nu, dar n-ai de unde să știi. În domeniul medical se folosește mai ales. Prenatar? Ești aproape. Hai că putem. Hai că când un copil se naște înaintea celor 37 de săptămâni, înaintea da, de împlinire. Știu, dar nu-i bine. Ba da, îi zice într-un fel. Copilul ăla născut înainte de termen. 10 secunde, Victoria, e atât de simplu. Un copil născut înainte de termen. Este un copil... Cum e el născut dacă e născut înainte de cele 37 de săptămâni? Este un copil prematur. Prematur. Da. Știi? Născut. Da. Nu mi-a venit. Cine l-a luat mâna? Toată... Ia uite-i. Da. Uite-i. Asta e mai ușor de acolo. Nu-i bun timpul. Știu. Nu-i bun timpul, Victoria, dar luptăm acum. 13 secunde, eu încep să citesc, tu iei litere, apeși ca să mai lăsăm timp, da? Da, da, da. Vehicule literă. Pe șine conectate între ele. Literă. Deci vehicule. Literă. Bun. Ansambluri de locomotive, de vagoane, cum le zice? Ansambluri de locomotive, vagoane, la olaltă, le zice de tren. Garnituri. Garnituri! E, cum ar fi acum, pe ultimele 9 secunde, să sari pe locul întâi? Dumnezeu, să vedem. 9 mai avem în total și eu mai am 3 cuvinte pentru tine, asta înseamnă 3 secunde de fiecare cuvânt. Da. Mamă, cum ar fi? Îți dau ceva de demult, de demult, vechi. Revoluționari literă, ruși literă, din octombrie literă. 1917, ține de istoria asta, militanții marxismului, simpatizanți ai comunismului, e pe istorie, erau ăștia într-un fel, le zicea într-un fel, sovietici, mama lor, o să vezi cuvântul dacă îl știi și din școală, îl știi și din... Sovietici, militanția din Revoluția de la 1917, nostalgici aia care regretă trecutul sovietic, trecutul... A, bolșevici, da, nu-mi vedea, nu eram acolo. Nu, erai departe de cuvânt? Da. Victoria, mai poți să fii pe prima poziție, fii atentă, cu o singură condiție, să iei doar o literă. O literă pentru următoarele două cuvinte. Da. Dacă reușește asta, poți să-l bați pe proful de economie. Victoria, deci o literă pentru următoarele două cuvinte. Victoria, încep, dar să-ți păstrezi și timp. Pentru 1000 de lei, așeza după anumite literă. Criterii. A identifica produsele în funcție de anumite coduri de serii și ale produsele astea le... După anumite coduri, după serii, după anumite... criterii, după anumite... Când organizezi o listă, o așezi pe coloane, o așezi pe... No. Le așezi pe diferite categorii, lista aia, nu? O listă, faci o listă și așezi pe diferite coloane, pe diferite categorii, no, adică a... Vine. Categorisi. Da. Na. Oricum nu intră. Știi, oamenii care au obținut, Victoria, un grad academic au luat diploma de atestare și au luat licența și sunt... Și-au luat licența... Ăia de-au terminat facultatea. Uite, proful de ei. Și-a luat licența, adică este... Dacă și-a luat licența, e... Titrat? De, nu, titratul ele... poți să fii titrat și fără licență. Nu, dacă ți-ai luat licența, e clar că ești un... Licențiat. Ah! E. Mamă, și ce bine jucam la început. Asta este. Florine, eram convins că sare. Așa-i? Da, erai? Nu era. Nu erai? Da. Profesorul... Bine jucat, Victor.
Mulțumesc frumos, mi-a făcut plăcere să vin dintre, să te întâlnesc din, și să o experiență pentru dintre mine. Toți ești cea mai bogată. Trei copii, știu, știu. 8 nepoți, 9 strănepoți. Da. Asta bogăție. Mulțumesc, Victor. Mulțumesc și eu.